15 decembrie 2014, dragi prieteni, o zi importantă pentru că vom încerca rapid pe parcursul celor 50 de minute, o să vedeți, anticipăm de acum, nu vor fi suficiente cele 50 de minute până în jurul orei 20 pentru a trasa o sinteză, o analiză a fenomenului fotbalistic petrecut în această toamnă în județul Teleorman, pentru că evident, dincolo de capul de afiș al Ligii a IV-a, vom încerca să plonjăm puțin cu privirea și cu câteva considerații și asupra ligilor inferioare, Liga 5-a și Liga 6-a, în special Liga 5-a, și o să vedeți pe parcursul emisiunii de ce ne axăm în principal pe Liga 5-a, pentru că Liga 5-a asigură echipe pentru Liga 4-a din toamna anului viitor. Dragi prieteni, pentru această emisiune de analiză, o emisiune de analiză de bilanț în același timp, dar și de perspective de viitor așa pentru sezonul de primăvară, care, de care ne mai desparte drept 2-3 luni bune, l-avem invitat în studioul Media Sud, în studioul Sport Sud Special, pe președintele Asociației Județene de Fotbal, domnul Stan Prodan, care iată s-a ținut de promisiune și dacă n-a putut săptămâna trecută, a venit săptămâna aceasta. Mulțumesc pentru invitație, bună seara. Eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Știu că în ultima perioadă sunteți foarte foarte strict cu aparițiile dumneavoastră publice. Este și normal până la urmă. Presa în general solicită, are n-are treabă, sună la președintele AGF-ului. Nu? Cam așa se întâmplă. Eu am mai făcut niște aprecieri vis-a-vis de apariția publică a mea, în primul rând. Una pe tur. Dar eu v-am recomandat și vă recomand în continuare să chemați oamenii din fotbal, primari care investesc în fotbal, care duc fotbalul pe o cotă cât mai ridicată, pentru că cuvântul președintelui tot timpul, într-adevăr, e important și el, dar cuvântul celor care fac acest conglomerat, această unitate fotbalistică, eu cred că devine din ce în ce mult, mult mai important. Așa că pe viitor v-aș sugera să chemați și foarte mulți factori implicați în fotbal, pe lângă Asociația Județeană și echipele care participă, primari, viceprimari, jucători, capitan de echipă, antrenori, o paletă cât mai largă de oameni ai fotbalului, pentru care lumea așteaptă și așteaptă de la ei diverse explicații vis-a-vis de fenomenul fotbalistic din județ. Domnul președinte, primari, n-am avut, dacă mi-aduc aminte, decât o singură dată pe domnul Daniel Olteanu, care era și foarte, foarte implicat în fenomenul fotbalistic, nu doar ca edil al comunei Peretu, ca susținător al fenomenului fotbalistic local, de acolo, din localitate, dar și cu funcție la AJF. Fotbaliștii totdeauna s-au regăsit printre preferații mei, antrenorii au fost invitați de bază ai acestei emisiuni. Domnule președinte, 50 de minute la dispoziție, zic eu, din experiența pe care am mai avut-o cu astfel de emisiuni de bilanț, de analiză, s-ar putea să fie insuficiente, însă vom încerca să fim succinți și vom încerca să fim cât mai la obiect asupra, în privința analizei asupra fenomenului fotbalistic. Plecam cu mari, mari speranțe în această toamnă, sfârșit de vară, început de toamnă, pe 30 august a început Liga 4-a, în Teleorman. Sezonul trecut fusese unul foarte bun, cu un nivel fotbalistic fără precedent, după părerea multor cunoscători ai fenomenului local, cu investiții, cu schimbarea ambianței, cu o echipă care, iată, în sfârșit lua barajul Sporting Roșiu de Vede. Priveam optimist spre Liga 4-a. O Liga 4-a care s-a anunțat interesantă și foarte, foarte puternică și în acest sezon, însă odată etapele parcurse, am asistat la un scenariu pe care cred că nimeni nu l anticipa la începutul competiției. După 14 etape scurse, după 14 săptămâni, numai puțin de 4 echipe din 16 câte au luat startul pe 30 august în această ediție de campionat al Ligii a 4-a, se retrăgeau din competiție. Prima în etapa a 4-a, Inter Găleteniu, etapa a 8-a, Udinese Uda Clocociov, a 9-a imediat Club Sportiv Vârtoape și acum pe final Ajax Botoraga după retrasă în etapa 14-a. Domnule președinte, dumneavoastră, când la ședința tehnică care precede startul competiției, anticipați un astfel de scenariu, nu neapărat cu actorii aceștia implicați, 4 echipe până la finalul turului, s-a mai întâmplat, mai țineți minte undeva? În istoria fotbalului teleormânean nu există un asemenea precedent, nu mi-aduc aminte nici ca arbitru când activam și nici ca președinte de când sunt la AJF, nu mi-aduc aminte să fi avut un asemenea număr de echipe retrase de la Liga 4. Am vorbit de actori, numai actori nu se pot numi cei care denaturează competiția și
afișează o lipsă de respect totală față de competitori, față de competiție. Un actor, ca să-l numim cu ghilimele de rigoare, era previzibil, în anul sensul că Inter Găleteni, însă și modul lor de abordare pentru Liga 4-a, ne-a spus de la prima mea venire la Găleteni, într-adevăr, n-am anunțat-o și nimeni nu știa că merg acolo, am găsit un dezastru total vis-a-vis de baza sportivă care aștepta, prin promovarea în Liga 4-a, oaspeți de seamă pe prima scenă a fotbalului telormânean. E drept, nu m-am așteptat nici eu, dar lucrurile, așa cum au stat la fața locului, mi-au dat sentimentul că acolo nu va dura mult și echipa fie că se va retrage, fie că ceva se va întâmpla cu această echipă. Am găsit un dezastru total la terenul de joc. Nici nu se poate numi bază sportivă la modul în care am găsit-o. M-am dus la primărie. Domnul primar era pe undeva prin sat pe acolo. Mi s-a sugerat să-l caut pe la o cârciumă. Nu l-am găsit. A venit dânsul între timp și atunci când i-am arătat constatarea de la baza sportivă, a avut așa o reacție destul de curioasă și bizară pentru mine, în sensul că spunea dânsul că a avut niște sponsori care, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu ei, așa, și nu mai are suport financiar. I-am spus, domne, gândește-te bine că mai sunt mai aproape o lună de zile până la începerea campionatului. La următoarea venire la Găleteni, împreună cu vicepreședintele Ionel Olteanu de la Peretu și cu Florea Voicila, antrenor la Unirea Țigănești, am găsit o față schimbată a bazei sportive, în sensul că, într-adevăr, se făcuseră pași, progrese înainte. Numai că și atunci lucrurile trenau așa, într-o oarecare sceptic, lipsă de optimism mai mult din partea celor de la Găleteni. Faptul că nu aduseseră jucători, ziceau ei, de valoare pentru nivelul campionatului județean, se așteptau oarecum să fie o echipă care să fie învinsă foarte ușor, pentru că i-am spus, domnule, Liga 4 este destul de valoroasă pentru nivelul actual și va trebui să-ți întărești echipa. La prima apariție, să zic, publică a echipei și la ședința tehnică, mi-am dat seama că nu există preocupare, a trimis un anume cetățean din sat de acolo care n-avea nicio legătură cu fotbalul sau, mă rog, nu era implicat, nu știa unde joacă pentru că terenul nu era omologat, că joacă la Frăsinet, că ar juca, nu știa cu cine. Mi-am dat seama din momentul respectiv și am și spus colegilor din sală și celor prezenți că la Găleteni lucrurile nu vor fi pe calea cea bună. Cât privește următoarele două retrase, Vârtoape și Uda Clococeov, niciodată nu m-am gândit, mai ales la Uda Clococeov, la parcursul din ultimii ani, câștigătoarea Cupei Telormanu, finalista Cupei Telormanu, clasată în primele 6 echipe ale campionatului, o echipă care se anunța destul de cu un lot valoros de jucători. Niciodată nu m-am gândit, și mai ales că domnul Rădan era și membru al Comitetului Executiv, nu m-am gândit nicio clipă că această echipă va subcombate și va veni undeva în afara fenomenului fotbalistic. La Vârtoape nici n-am să înțeleg, pentru că domnul Gârdoc este un potent om de afaceri, sau mă rog, are o asociație agricolă destul de potentă financiar la Vârtoape. Niciodată nu m-am gândit că va veni o situație neagră financiară din partea Vârtoapelui. Nu cred că în momentul de față, mai mult nu lipsa financiară, cât lipsa de respect, am spus-o, pentru competiție. Și ca să venim la lipsă de respect pentru competiție, pentru competitori, pentru fotbal în general, să dăm exemplu ultim și cel mai de ultimă speță, aș spune, în materie de respectare a regulamentelor, cel de la Botoraga, care, supărați pe propria lor vină că au făcut un fals grosolan în documente, adică în carnetul de legitimare, au decis să se retragă. Numai nimeni nu poate să înțeleagă decizia celor de la Botoraga, pentru că greșeala aparține strict echipei din Botoraga. Și atunci întrebarea se pune, nu e vorba doar de lipsă de respect, e vorba de o lipsă totală pentru competiție, pentru că ne înscriem în competiție și clamăm la orice lucru. S-a întâmplat să fie acel jucător, dar cred că cu știința celor de la Botoraga a fost legitimat. Dacă a fost legitimat într-un fals, trebuiau să știe, să aștepte la așa ceva. Clamăm la fiecare întâmplare de genul ăsta cu retragerea. AJF nu va face niciun fel de rabat de la respectarea regulamentului, nu va fi asaltat, și dacă este asaltat de presiunea echipelor cu retragerea, va merge până acolo să meargă cu un număr de echipe care să respecte regulamentul și nu va face abstracție de litera de regulament. Vom respecta și vom aplica regulamentul întru totul și cu orice risc. O fi riscat să aplicăm regulamentele? Domnule președinte, avem 4 echipe retrase. 3 dintre ele
Și-au motivat oficial retragerea. E Da. vorba de Inter Găleteni, Udinese Budeac Locurciu și Clubul Sportiv din Vârtoape. Ajax Botoraga, ultima care a spus pas competiție, chiar acum în preajma finalului de tur de campionat, și-a motivat oficial, trimite o hârtie către AJF. Păi ce motivare? Întrebarea este ce motivare poate să aibă un asemenea gest al unei echipe pentru care nu respectă... Pentru că ați spus că s-au supărat pentru că aveau o problemă cu un jucător. Domnule, era da. Într-adevăr problema cu jucător, dar păi, nu primiseră decizia. Cred că nu fuseseră încă luată în discuția Comisiei de Disciplină sau pentru statutul jucătorului, cazul de care spuneți noastră. Greșesc? În mod normal. Miercurea există ședința Comisiei de Disciplină în care echipele care sunt contestate sau cazurile deosebite sunt convocate la ședința Comisiei de Disciplină. Ca să vedeți reaua credință sau reaua intenție de a-și apăra sau, mă rog, șansele, nu știu ce să motiveze pentru că era un fals clar, echipa din Botoraga nici nu a venit la ședință. Într-adevăr, dovada retragerii, ea avea dreptul, deci Comisia de Disciplină, dovada retragerii s-a făcut, dovada comunicării comisiei a fost pe data de, adică vineri, la două zile după ședința Comisiei de Disciplină. Ori în acest răstimp, cei din Botoraga, în afară de amenințări că ne retragem, nu au dorit să aibă niciun fel de dialog cu noi. Noi ne-am oferit la o disponibilitate de dialog, de fapt un dialog de a încerca să mai facem cât de cât, să zic așa, pe o cale amiabilă, să înțeleagă regulamentul oamenii, pentru că în fața puși, în fața unui fals de asemenea natură, nu putea să cedeze nimeni și nu putea nimeni să treacă sub preșul asemenea greșeală. L-am sunat personal pe domnul primar Cojocaru, i-am explicat situația, dânsul totdeauna a venit cu argumente că de ce primarul de la Brâncene a primit decât două etape și 75 de lei amendă, în timp ce dumnealui a primit două etape și 1,5 milioane amendă. Orice încercare a mea de a duce pe căi corecte discuția a fost salovit de întrebarea de ce cealaltă echipă a fost sancționată așa sau de ce celălalt jucător în comparație cu ai mei au fost sancționați așa. Ori se știe foarte clar că există la Botoraga o stare de tensiune acolo întotdeauna. Cu regret o spun că domnul primar Cojocaru, pentru care am totuși respect pentru ce a făcut pentru fotbal, a făcut un stadion de vreo câteva miliarde bune acolo și o calitate a bazei sportive deosebite. Trebuie să înțeleagă că a jigni oficialii jocului, dânsul a fost în repetate rânduri suspendat pentru asemenea lucru și a tot timpul a protestat și a venit cu injurii și jigniri la adresa acestora, nu duce decât la suspendare sau la amendă, la penalitate financiară. Ori acești oficiali care sunt jigniți și înjurați, ce putea să facă? Să tacă din gură și să accepte injurile domnului primar. Nu știu, mai sunt și alții, avem destule cazuri de primari care sunt implicați în fotbal, dar foarte mulți dintre ei trec așa neobservați în această activitate și acceptă jocurile competiției, până la urmă, că e o competiție în care unul câștigă, unul pierde. Nu avem ce să facem. Dacă Botoraga și-ar propune să joace în Liga 3, probabil și-ar întări lotul cu jucători de valoare de Liga 2 și 3 și-ar promova în Liga 3. Probabil că alta este natura speței. Eu nu, personal, pentru mine... Este un mare semn de întrebare cum o asemenea comună cu peste 6-7 mii de locuitori, nu știu cât are, să poată să rămână fără fotbal, mai ales că au făcut o investiție de miliarde bune. Știu că există acel proiect al guvernului cu primăriile de 70-30%. Nu cunosc valoarea integrală a acestui proiect, a stadionului din Botoraga, dar mă gândesc că se ridică undeva la miliarde bune, știu, la 6-7 miliarde. Ori pentru ce a fost făcut acest stadion? Domnule președinte, vom mai vorbi despre problemele legate de jucători, de falsuri și de încurcături nefericite sau neplăcute. Aceste patru echipe care s-au retras înaintea sfârșitului de tur de campionat, ce riscă ele? Au fost sancționate dacă vor dori să revină la viață în punct de vedere sportiv? Care sunt procedurile? De la ce nivel trebuie să reînceapă? Este clar, prevedere regulamentară, revin în fotbal numai de la Liga 6. Există o lacună, oarecum, o vom rezolva în primele ședințe, probabil dacă nu mâine, că avem ședințe de comitet executiv, probabil la prima ședință. Există o singură prevedere că echipele care se retrag sau sunt excluse de la Liga a 4-a, în anul următor competițional, vor merge direct în Liga a 6-a. Dar
Nu am completat acest articol cu faptul că ele nu pot cesiona locuri în Liga 4 sau Liga 5. O vom completa zilele viitoare, probabil mâine la ședința de comitet executiv, pentru a nu permite acestor echipe care, cel puțin cazul Botoraga, este clar, este o încălcare crasă a regulamentului. Nu poți să-i mai permiți să vină tot în Liga 4 prin această cesionare care este permisă la nivel de județ. Dacă ele vor dori să revină în fotbal, ele vor reveni numai de la nivelul Ligii 6. Și în curând nu vor mai avea nici permisiunea să cesioneze locuri, pentru că până acum acest artificiu era, da, a fost, era cazul, permis. A fost cazul lui Vârtoape, care a promovat în Ligă și a cesionat locul celor de la Brânceni. Iar o chestiune care trebuie prevăzută și trebuie preîntâmpinată, pentru că asemenea gesturi să nu se mai întâmple. Da, dar Vârtoape se retrăsese la finalul campionatului, Brânceni venea din Liga 5, dacă nu mă înșel atunci. Când a apărut pe prima scenă fotbalistică a județului Brânceni, atunci s-a întâmplat. Oricum, vom face un capitol special ca aceste echipe care se retrag și, mă rog, vin cu un afront asupra competiției, să joace în Liga 6 dacă vor. Dacă nu vor, asta e. Nu mai joacă. Nu mai joacă. Domnule președinte, din 16 echipe avem 12 echipe. Cred că cel care face clasamentul la AJF, sau probabil că aveți un program special, după toate aceste turbulențe legate de retragerile succesive, clasamentul era foarte greu de citit. Deci era foarte greu să faci previziuni, cine, nu mai spun cine pică, cine nu, dar la vârf era echipa când pe locul 1, când pe locul 2, astăzi juca, o săptămână, două nu juca, era complicat, era greu să... Cu atâtea retrageri venite așa în cascadă, era foarte greu de citit clasamentul Ligii a 4 la un anumit moment. Dacă suntem pregătiți în regia de emisie, să afișăm puțin la finalul turului acest clasament. O să-l vedem acolo cu 12 echipe. Dacă suntem pregătiți, îl așteptăm și noi pe ecran. Iată-l. 12 echipe așadar, cele 4 au și fost șterse din clasament. Sporting turnul Măgurele pe prima poziție, cu 31 de puncte. Poziția a doua, FCM Alexandria, cu 23 de puncte. Și pe ultima poziție a podiumului, Unirea Brânceni, cu 21 de puncte. Vine apoi Unirea Țigănești, Staelele, Spic Poporoschi, Rapid Buzescu, Plosca, Metalul Peretu, Dunărea Zimcea, Viața Noua Olteni și Unirea Petrolul Videle. Dragi prieteni, 11 meciuri sunt luate în calcul. Vedem acolo prima căsuță, cea cu meciurile. 11 runde au fost luate în considerare, pentru că dacă o echipă se retrage înaintea turului de campionat, pierde toate meciurile cu 3-0 sau se șterg toate rezultatele. Dacă ei s-ar fi retras după începutul returului de campionat, atunci pierdeau meciurile cu 3-0 și echipele câștigau automat 3 puncte la masa verde. Mulțumim. Așa că a fost complicat de analizat, unii jucaseră cu echipele, au apărut o felul de probleme. Odată, greu să-ți faci o predictibilitate. În al doilea rând, jucătorii, de obicei jucătorii cu mici excepții, Sporting Turnu, FCM Alexandria, sunt plătiți la meci. Da. Ai jucat, ai luat banul. N-ai jucat, nu ai luat banul. Complicat. După două săptămâni, să zicem că cred că au fost echipe, dacă nu mă înșel, chiar Brânceniu, au fost două săptămâni la rând în care au stat, pare mi se. Cred că la ei s-a întâmplat situația asta. Era foarte complicat să-i mai reunești, să-i mai aduci de pe unde sunt, de pe la casele lor. Era complicat să mai faci așa o idee de așezare tactică de una alta. Destul de complicat. Domnule președinte, au mai fost echipe care au mai amenințat cu retragerea, tot pe motive din astea de supărare personală și supărare pe AJF. Deci nu mi-a fost supărată foarte tare pe AJF. Și amenința, ne retragem, facem, dregem. Chiar stăteam și mă gândeam la un moment dat, dacă se mai întâmplă unul, două astfel de cazuri, ajungem de Guinness Book, de Cartea Recordurilor, și mai mult decât atât, punem în pericol viitoarea campioană, care, cum necum, nu are nicio vină că se trezește pe primul loc meritat, nu? Dar nu poate merge să susțină meciul de baraj pentru că nu are un număr suficient de meciuri. Câte meciuri trebuie, domnule președinte, să aibă campioana pentru a primi acceptul de a merge la meciul de baraj? Regulamentul de organizare al Federației Române de Fotbal prevede un număr minim de 22 de jocuri oficiale într-un an competițional pentru echipa care câștigă campionatul, ea urmând să meargă la barajul de promovare pentru Liga 3. A fost foarte concis. 2 ori 11 fac fix 22. Da. Dacă se mai retrag unii,
în returul campionatului, echipele care se retrag, cel adversar le câștigă cu 3-0. Deci nu mai... Nu există în regulamentul campionatului nostru. Au scăpat. Deci au scăpat. Deci în momentul de față chiar îmi spunea cineva, făcea niște glume vis-a-vis de retragerea, posibilă retragerea lui Țigănești, care nicio clipă mie nu mi-a dat impresia că este o chestiune serioasă. Mai mult așa a sunat amenințare evază de comisiile din cadrul AJF, pentru că se știa și acolo foarte clar, pentru că era o încălcare flagrantă de regulament. Și acolo acest... un caz pe care o să-l mai o să discutăm și cazul acesta și am spus foarte clar că vom găsi soluții, chiar dacă exista și această retragere, vom face o adunare generală extraordinară și vom găsi formula necesară ca echipa campioană să aibă 22 de jocuri. Ce este mai curios și ați adus în discuție mai devreme de aceste recorduri de Guinness Book, păi tot vedeam ultima vreme în România, cam la tot pasul se poartă acest Guinness Book. Bacă, 32 de președinți de Consiliul Județene așa, am văzut cel mai lung cârnat din România, am văzut cea mai mare plăcintă din România. Asta nu la capitolul de... negativ. Nu, vorbeam, nu, tot Guinness Book există, am văzut mai recent, nu știu, cea mai mare, nu știu, pizza din România cu nu știu câte mii de, sau sute de metri. Cea mai mare pizza nu e în Italia. Nu, dar zic așa, zic, dacă tot erau aceste, în România să poartă Guinness Book, o chemăm pe cei de la Guinness Book să oficializeze anumite chestiuni legate de, puteam să chemăm să oficializeze și acest număr de echipe care s-au retras, care într-adevăr țin de Guinness Book în ceea ce privește județul Teleorman, de altfel bine organizat ca echipă, ca echipe și ca și campionat. Da. Deci campioana va merge la baraj, indiferent care va fi ea, pentru că va fi Sporting turnul Măgurele. Nu cred că mai au nici meciuri suficiente la dispoziție și nici forța să revină cei de la FCM Alexandria. Poziția a doua, 23 de puncte față de 31 de puncte. După cum se desfășoară în general competiție la nivelul județean, e cam complicat spre imposibil, așa, numai dacă cine știe izbunește vreo epidemie pe acolo, pe la stadionul din turnul Măgurele, să nu mai poată jucătorii de la Sporting Turnul să alerge. Apropo de treaba asta, citeam pe Telesport astăzi, pe principalul site de sport al județului, de curățenia de toamnă, iarnă, care ar fi început la FCM Alexandria. Cred că sunt informații pe surse în principal, o sumedenie de jucători, Șaua Diu de la FCM Alexandria, de la un vis frumos până la urmă și călduț de multe ori. Reducere de salarii, vom vedea ce se întâmplă și la FCM Alexandria. Romul Șobanu se pare că, iată, se simte până la urmă, dacă nu mâna, în primul rând, bisturiul lui de antrenor dur și care ține la CV-ul lui de antrenor. Se pare că ar fi început cu rezene și acolo. Rămâne de văzut însă dacă lucrurile vor deveni și oficiale și din sezonul următor probabil va apărea o echipă cu adevărat demnă să reprezinte municipiul, ședință de județ aici la Alexandria. Deci Sporting Turnul va merge la baraj cel mai probabil, va avea meciurile suficiente pentru a aspira la baraj și tot legat ca să suntem aici și raționamentul logic ne duce imediat către acest aspect. Domnule președinte, o altă caracteristică a JF-ului anul acesta ține de o prevedere legată de numărul minim de jucători sub 21 de ani. La nivelul federației era o recomandare, cred, ca fiecare echipă la campionatul județean să joace cu minim 3 jucători sub 21 de ani, pentru că e o cerință pentru a evolua mai departe în Liga 3, o cerință care s-ar putea să fie chiar înăsprită cu 3 jucători sub 19 ani, ceea ce ar fi o chestiune foarte complicată pentru multe echipe de Liga 3. Tocmai în ideea asta de a crește tinerii fotbaliști, de a-i promova și de a aduce în fotbalul mare. La Teleorman s-a luat decizia nu cu 3 jucători sub 21 de ani, ci cu 3 jucători sub 23 de ani. Știu că s-a supus la vot acolo, într-o adunare generală sau care a fost forul. Da. Și au fost 8 echipe care au votat pentru. E statutar votul ăsta? În primul rând vreau să fac o remarcă. Federația Română de Fotbal nu a recomandat niciodată câți jucători să aibă echipele din campionatul județean, fie că sunt sub 21 sau sub 23. Federația a spus doar că la jocurile de baraj pentru Liga 3 vor evolua echipe care trebuie să aibă în componența lor 3 jucători sub 21 de ani. Eu am venit cu această propunere la ședința tehnică dinaintea începerii campionatului, pentru că foarte multe lucruri, e adevărat, regulamentul campionatului județean este apanajul comitetului executiv, dar sunt foarte multe lucruri care trebuie să discutate cu echipele, pentru că totuși fotbalul județean are și particularitățile lui proprii, mai ales că nu suntem de nivel național, Liga 2, Liga 3, Liga 1. La ședința tehnică
dinaintea începerii campionatului, am supus dezbaterii acest punct, care a fost unul dintre cele mai arzătoare puncte. La un moment dat, scorul era 9-7 pentru, sau 10-7 la un moment dat, pentru a avea 3 jucători sub 21 și îndeplineam și condiția ca echipa campioană să meargă la baraj cu acești jucători. La un moment dat s-a făcut așa o mică, hai nu revoltă, e prea mult spus, un punct de vedere destul de virulent al domnului Mărcușanu de la Olteni. Dânsul a susținut că fotbalul județean, în fotbalul județean merge o singură echipă la baraj, ea să se preocupe să aibă 3 jucători sub 21, iar restul să joace cum pot și cu ce jucători pot. Atunci și brusc s-a întors Vârtoape, s-a întors Poroschia, chiar și domnul Voicile de la Țigănești a fost un susținător vehement al propunerii cu 3 jucători sub 23 și în mod total democratic, ca să spun așa, ca să respectăm cuvinte venite mai nou în vocabularul nostru, s-a procedat la opțiunea majoritară și cei care au decis au fost echipele să fie 3 jucători sub 23. Am înțeles. Are logică punctul ăsta de vedere. Domne, într-adevăr, la nivelul fotbalului județean, că totuși un fotbal de amatori, o singură echipă are va merge la baraj. Poate că sunt mai multe care au aspirații de baraj, dar una singură se va prezenta la baraj. Atunci, candidatele care își propun din start trebuie să facă eforturi și sacrificii până la urmă. Nu împietează asta, nu atârnă totuși un pietroi așa de piciorul noului val de fotbaliști. Adică după ce că avem o grămadă de straniere, avem o grămadă de probleme din cauza jucătorilor care vin de pe diferite meleaguri și din afara țării, care joacă la Liga 4 la Telorman, dacă vă puteți închipui așa, un scenariu greu de imaginat cu ani în urmă. Da. Ăștia mici de aici, de la noi? Eu am fost adeptul și rămân adeptul jucătorilor tineri și tineretului, pentru că practic ei reprezintă viitorul. Eu am fost și am susținut vehement, chiar în ședința tehnică, ca această prevedere să fie respectată cu jucători sub 21. Numai că, la un moment dat, să zic așa, nici cuvântul meu, chiar dacă este el un pic greu, așa cum spun unii, nu mai contează în fața dorinței echipelor, nu mai contează în fața dorinței, mă rog, sau neputinței de a asigura acest număr de jucători a unora dintre echipe. Ca să fiu sincer, am ținut morțiși să introducem acest punct, dar văzând opoziția clară și destul de vehement a echipelor, eu personal n-am avut ce face și a trebuit să mă supun voinței majoritare. Cert este că acolo unde sunt jucători de valoare, jucători tineri care oricând pot să joace la un nivel superior de Liga 4, care vin de la echipele de juniori, eu sunt convins că antrenorii respectivi, indiferent cum s-ar numi ei, de la Liga 4, i-ar putea folosi și cu siguranță îi folosesc. Dar uitați-vă că și din urmă nu prea vine nimic. În momentul de față este o penurie totală la echipele de juniori. Uitați-vă la CSS Alexandria, care este practic aproape dispărută de pe firmamentul fotbalului. Acum câțiva ani de zile concura cu echipe de top din România, jucau meciuri pentru locul întâi cu Dinamo, CSS Alexandria. Cred că sunt 7-80 ani în urmă când era stadionul plin de la Peco și jucau cu Dinamo, cu Steaua, cu echipe de prim rang ale fotbalului românesc. Oricum, în momentul de față, pentru mine e un mare semn de întrebare. Ea nu mai joacă în nicio ligă, mai are câteva echipe pe la campionatele de cadeți, CD și E, și cam s-a încheiat activitatea. Ori sunt destule cadre didactice acolo care ar putea să producă fotbaliști, jucători, nu fotbaliști, că fotbaliștii sunt la niveluri superioare. Ori, în orice caz, despre ce vorbim? La CSS Roșiori de Vede nici nu știu care e activitatea. O singură echipă înscrisă la campionatul de H. Ba da, există și turnul. Ba da, există și CSS Roșiori la grupa H, la grupa Cupa Speranțelor. Domnul profesor Berechet, fost director la direcția de sport, are catedră la Clubul Sportiv Școlar Roșiorii de Vede. Avem două cluburi particulare, mă rog, care sunt susținute financiar, Atleticul și Phoenix Alexandria, care Phoenixul se zbate să țină două grupe la categoriile C și D, iar Atleticul Roșior de Vede, care este susținută numai de părinții copiilor și foarte puțin bani adus din altă parte de Gheorghe Alexandru, ființează și ei tot la vreo două grupe de din cele cinci ale campionatului județean. Sunt convins că dacă ar fi acești copii, ar exista aceste talente, nimeni nu ar fi împotriva evoluției și promovării acestor copii.
Cum există un jucător mai talentat? E acest Gianni de la CSS Alexandria, a plecat la Viitorul, la Hagi, la Academia Gheorghe Hagi, Gheorghiceanu sau cum îl cheamă, ceva de genul ăsta, un copil de 15 ani. Deci cum există un jucător puțin mai talentat? Cum scoate capul, cum pleacă? Cum scoate capul, cum pleacă? A plecat Rotarul la LPS Slatina. Au plecat doi jucători de la Zimnicea, îmi spunea antrenorul de la LPS Slatina, că e din Alexandria profesorul de aici. Îmi spunea acum două săptămâni de zile la Slatina că a luat doi jucători de la Zimnicea. Uitați-vă, deci pleacă tot ce e pe meleaguri. Cluburile noastre de sportive școlare, deci poate juca la LPS Slatina, poate juca la CSS Slatina, dar nu poate juca la CSS Alexandria, la CSS Roșiori sau la CSS Turnu Măgurele. CSS Turnu Măgurele de bine, de rău. Are activitate. Și nu cea spun, mai bună activitate. Bravo și îl felicit pe antrenorul, pe profesorul Babadag pentru faptul că eu personal l-am ajutat cu mici probleme care au ținut de organizarea clubului când s-a înscris în Liga, în Campionatul Juniorilor Republicani, să poată să fie înscrisă. Pentru că și-a dorit, dorește să facă, are câțiva copii talentați, are activitate destul de intensă la acest. Ca dovadă că în ultimii ani a cam câștigat cam tot la campionatele de CDE și ce mai avem, Gheorghe Ola și Gheorghe Hagi. Cam asta e cu fotbalul juvenil. Domnule președinte, au fost câteva scandaluri care au aprins spiritele în fotbalul telomânean în această toamnă, legate de jucători, identitatea jucătorilor, legitimarea lor. Cazul de la Unirea Țigănești cu Manea, Cătălin Ionuț. Manea Cătălin Ionuț, fostul golgheter al echipei din sezonul trecut, un jucător care a deja un an, un sezon și jumătate la Unirea Țigănești, ne obișnuisem toți cu el acolo, nu este telormănean, și cu cel brazilianul senegalez. Sau brazilianul senegalez de la senegalez de la Cotolaca, da. Să le luăm în ordine apropierii. Țigănești e mai aproape de Alexandria, noi suntem acum la Alexandria. Și vă întreb așa. La meciul pe care Unirea Țigănești l-a disputat în deplasare, cred, cu la Olteni, cu Viața Nouă Olteni, pe surse oficialii celor de la Olteni, că așa a fost povestea, dacă vă puteți imagina. Da, corect. Au aflat că unul dintre jucătorii de la Unirea Țigănești, și nu orice jucător, unul dintre oamenii de bază, Cătălin Manea, ar avea dublă legitimare la Unirea Tricolorul. Unirea Tricolorul București. S-a făcut imediat contestație, l-ați depistat, jucătorul a fost amendat, suspendat 16 etape, clubul cât a primit? A pierdut câștigase în teren cu 3-0, a pierdut cu 3-0 și a fost amendat cu 7.500.000. 16 etape pentru Manea. Da. Ce amendă a primit jucătorul? 15 milioane. În cazul în care plătește, el mai poate activa la... După epuizarea celor 16 etape. Jucătorului Manea nu poate să ridice suspendarea sau să înjumătățească suspendarea decât tot o comisie superioară celui care l-a suspendat, tot în cadrul Asociației Județene de Fotbal Telorman. Cu siguranță domnul Manea nu cred că va îndrăzni să facă, din punctul meu de vedere moral, ca să vorbesc, că regulamentar are dreptul, dar moral n-ar trebui să facă această cerere la Comisia de Apel pentru falsul și pentru ceea ce a urmat, pentru urmările acestui fals grosolan și practic i-a mințit pe acești oameni care au investit bani serioși în acest mare. A mințit pe cei de la Țigănești, bineînțeles. Povestea scurtă a lui Manea este în felul următor. El este jucător din 2009 al echipei Unirea Tricolor București, cu care are și contract. Contractul există la AJF, ne-a fost pus la dispoziție de către AMF București. Jucătorul Manea a fost împrumutat în fiecare an, fie la Gloria Buzău, fie la Unirea Domnești sau Sport Viitorul Domnești sau cum s-a numit. La un moment dat echipa din Domnești s-a desființat și jucătorul Manea, fără să mai revină la echipa care îl deținea, de bună voie și nesilit de nimeni, a declarat pe propria răspundere, a venit și a semnat o convenție sportivă cu Unirea Țigănești, în sensul că el ar fi liber de contract, lucru care nu era adevărat. Cei de la Unirea Țigănești n-au verificat, pentru că există o prevedere clar, regulamentară, legitimare sau transferul aparține clar echipei care îl legitimează sau îl transferă pe jucător. Deci ea este obligată să se intereseze de situația juridică a jucătorului. Manea a jucat, nimeni n-a știut la momentul respectiv sau nu s-a sesizat sau dacă a fost cu bună știință și cu cei de la Unirea Tricolor, nu putem să știm pentru că nu l-a sesizat nimeni. A fost această contestație anunțată dinaintea meciului de către conducerea de la Olten, pentru că erau date clare, indicii clari și evidenți că jucătorul joacă la Unirea Tricolor.
Domnul Voicilă n-a vrut să țină cont de aceste, de aceste constatări făcute de cei de la Olteni, l-a băgat în teren, a riscat și a pierdut. Manea, chiar am avut o discuție cu conducătorul de la Unirea Tricolor, un anume domn Paraschiv, mi-a zis că înainte de a fi depistat de comisiile noastre, mă rog, de a fi contestat, l-ar fi citit în Telesport, ar fi citit de acest Manea cum marcator la echipa din Țigănești, l-a chemat, a discutat cu el, a spus că era vedetă la Telorman, a spus, l-a rugat pe cel de la Unirea Tricolor să-l lase să mai joace și la Țigănești, să nu spună la nimeni, să-l mai lase să joace cel puțin până iarnă, pentru că sunt cuvintele celui de la Unirea Tricolor, domne, acolo se plătește bine și lasă-mă să mai câștig și eu niște bani până iarnă. Astea au fost cuvintele celui de la Unirea Tricolor. Uitați-vă cu ce fel de oameni ne confruntăm. A fost cazul Mane. Cazul de la Botoraga este de o, nu știu, inimaginabil la momentul ăsta, la 2014. Deci la momentul ăsta, pentru că ce spuneți dumneavoastră era practică curentă acum câțiva ani. Fotografia aparține unui anume Donascimento Massimo din Brazilia, iar datele de identificare după fișă și după carnet aparține unui senegalez. Deci e, eu zic, e un și fals. În teren cine era? Deci, în teren era brazilianul. În teren era brazilianul, dar în documente apare senegalezul. Și chiar era brazilian sau? Da, e brazilian. Întâmplarea face, păi cum s-au cunoscut? E foarte simplu, am mai spus-o și la dar un cum ajung post. Oamenii ăștia din Brazilia sau de unde sunt ei pe la Botoraga? Că sunt ta naiba de curios. România este o piață bună pentru fotbal, jucătorii de valoare. Să știți că sunt jucători valoroși și în Senegal și în Coasta sunt de Fildeș. Sunt convins eu acolo, dacă aș fi impresar acolo m-aș duce. Au calități native deosebite, vin pe bani puțini în România, pentru că România oferă o piață. România nu este o țară așa cu, vorbeam mai devreme că la nivelul copiilor și juniorilor stăm rău de tot și dacă federația nu se implică și văd că se implică și o să facă aceste centre de excelență pentru a găsi talente și a le promova, o să fim și mai rău din ceea ce suntem. E, în momentul de față ei vin și găsesc angajamente în România, fie la Liga 3, fie, uitați-vă la, era cazul CFR Cluj în care erau numai jucători străini. Din 11 titulari, 12 erau din Portugalia, din Spania și din Mexic și Brazilia. Deci ei găsesc piață de lucru și mână de lucru ieftină sunt ei și vin în România, așa ajung în România, iar aici, prin diverse tertipuri, să vă dau, redau scurt cazul cum a fost descoperit acest Massimo Donascimento, cum îl cheamă. Delegatul de la Poroschia, băiatul delegatului, are o prietenă ca fiecare tânăr de 20 și ceva de ani. Această fată, prietenă cu probabil viitoarea soție a acestui Donascimento Massimo din Brazilia. Așa s-a descoperit. Așa au aflat cei de la Botoraga că acest jucător care în fotografie este el, clar în fotografie, dar sunt datele altui jucător. Acum nu știu, sunt mai multe speculații, cum că acel senegalez n-ar mai fi în țară, el ar avea un mandat de expulzare pentru că, nu știu, n-ar mai avea dreptul de ședere. E vorba de, da, nu știu care băiatul sunt. Băiatul care s-a accidentase, Puștiu a dus foarte bun, s-a accidentase și care a stat... Fusese oarecum adoptat la Botoraga și cred că a trebuit să fie repatriat, dacă despre el e vorba. Nu este el. E cu totul alt. Nu e cel care locuiește la primărie și jucat și a fost operat. Nu este el. E alt. Nu e colonia acolo. Păi atât de mult a importat Botoraga, a dat și pe la Videle niște jucători de culoare. Am înțeles că și pe la Drăgănești de Vlașca a dat unul. Păcat da. Că s-au retras acum. Ce se întâmplă cu Donascimento? Cu Donascimento, probabil, am înțeles. Păi el l-a suspendat. Păi dumneavoastră a suspendat, acum să o dăm pe glumă, dar nu neapărat glumă. Păi stați puțin, dar noi nu avem niciun document cu Donascimento. Noi nu putem să o suspendăm pe Donascimento. Că el decât cu fotografia, asta zic, și a suspendat senegalezul. Noi nu știm dacă e jucător de fotbal. Noi nu știm dacă el este jucător de fotbal. Dar undeva există oficial. Poate că a venit un băiat după stradă talentat. Am avut, noi, bine, am aflat ulterior, dar noi n-am știut la vremea respectivă. Noi am făcut demersul prima dată la ultimului club, la CS Balotești. Ni s-a comunicat de acolo că, într-adevăr, el este. După aceea am făcut demers la Federația Română de Fotbal, ni s-au prezentat datele lui de identificare, dar la momentul în care a fost depistat, noi nu știam că e jucător de fotbal. Noi nu știam. Era un brazilian care apare pe niște date de identificare a unui senegalez. Deci, dacă acest delegat nu știa, prietena copilului cu prietena acestui jucător, că nu poate fi fotbalist, nu se cunoșteau, probabil că trecea neobservat și acest Donascimento și juca. Era tot de culoare?
Tot de culoare, da. Păi nu știm pe senegalez ce culoare are, că noi avem fotografia lui Don Nascimento. Așa, de da. Clar e, că brazilianul putea să fie și da, e, trezește, blond. Trezește ilaritate și stârnește da. Râsul asemenea. Dar, și uitați-vă cine e vinovatul principal la JF-ul că l-a descoperit. Nu noi l-am descoperit, l-a descoperit Boroschia. Clar. Și e clar că trebuie să descoperim toți acești oameni când federați. Domnule președinte, eu am bănuială că sunt mulți astfel de jucători. De ce? Pentru că în ultimii ani, practic, asta e o ligă internațională pe aici. La Liga 4-a, județul Telorman, nu știu câți la sută mai au buletin de Telorman. Eu cred că sunt sub 30%, dar sunt. E greu de controlat. Cum faceți? Așteptați cadeneau... Ponturi. Cum? Așteptăm ponturi. Păi n-avem cum altfel, pentru că e foarte greu de verificat. Ei vin de, totdeauna, toți clamează în buna credință. Vin cu două fotografii, vin cu copie după actul de identificare, de identitate și cu o cerere de legitimare semnată în nume propriu. Putem noi să vin mii, sute și mii de jucători de asemenea, cu asemenea speță. Cine poate verifica de acest Don Nascimento? Nici nu ne-am închipuit. Vine cu două fotografii, vine cu copia actului de ședere în România. Cine a știut că în loc de Aizin Yassin din Senegal este Don Nascimento de Massino din Brazilia? Cine poate ști? Acum, știți, e de râs într-adevăr, dar noi întotdeauna, dacă ați vedea ședințele tehnice de la începutul campionatului, toată lumea cere respectarea regulamentului, întocmai litera și spiritul ei și tot. Dom'le, dacă când e vreo să luăm măsuri, să luăm cu ceilalți, dar cu mine nu, care am greșit. Păi da, mi se pare așa, de cascadorii râsului. Păi cine a greșit în cazul brazilianului? E de vina JF? Așteptăm. Și am făcut un apel și la observatori. Am făcut apel la arbitri care cunosc asemenea elemente. Cel puțin, hai că la Liga 4 sunt puține, sunt cunoscute, cum le-am și depistat. La Liga 5, dar la, cred că... Dar la Liga 5 și Liga 6 am făcut apel la toată lumea. Factorii implicați, să-i fotografieze. Mai dau exemplu care vi l-am dat înainte de începerea emisiunii. Am fost sunat într-o seară pur și simplu de un cetățean dintr-o comună, din județul Giurgiu. Dom'le, zice, la echipa din comuna X joacă un jucător de la Unirea Brânceni. Dom'le, zic, normal, că n-avem de unde știi. Zic, dacă aveți o fotografie, dacă aveți aveți făcut o fotografie, zice, da, am o fotografie pe telefon. Dacă este fotografia și dați-mi cu dată să-mi vină și putem să luăm măsuri. Când am luat legătura cu domnul vicepreședinte sau secretar al echipei Unirea Brânceni cu domnul Comănescu, a rămas surprins total. Era într-o agonie. Zice, domne, cum se poate așa ceva? Da, domnule, te joacă într-o comună în județul Giurgiu. Înseamnă că Și atunci. De ce îi pleacă fără știința echipelor să joace într-o altă ligă? Norocul lui acestui jucător, că îmi scapă numele, fundașul stânga de la Brânceni. Nu se vedea bine pe post. Este că fotografia era neclară. Am primit fotografia, dar neclară. Nu poți să-ți dai seama. Așa, aduceți aici, o puneam acolo pe ecran, poate îl identifică. Da, probabil, dar uitați-vă cu ce ne confruntăm. Am ajuns să facem, exact cum a spus, să așteptăm ponturi de la oameni, de la diversi oameni, să putem să asanăm acest fenomen, să joace cu jucători autohtoni, cu jucători locali. Și vreau să vin și să completez acest aspect. Dom'le, am făcut apel întotdeauna la primar, la cei care sunt implicați în fotbal, să nu mai dea atâția bani, că e păcat, sunt contracte care depășesc bunul simț la nivel de județ. Se știu, nu trebuie să le facem publice, dar ele se știu. Nu am voie eu, în calitatea mea, să le fac publice. Chiar dom'le, să încetăm odată cu acești jucători de import care vin pe bani grei, de-aia și spunea acest Manea, lasă-mă, domnul președinte de la Tricolor, mai lasă-mă până în iarnă, că eu câștig o grămadă de bani de acolo, lasă-mă până în iarnă. Nu spune la nimeni că joc acolo. Și atunci... Culmea e că ăla l-a și lăsat? Ăla l-a și lăsat, păi am și spus, domnule, dumneata, ce demnitate, ce onoare ai, domnule, știi că e la mine, e jucător bun, păi și-ți place, acum nu să-l ai la tine, da? 16 etape o să stea, domnul Manea, îți convine acum? Domnule, că știți că n-am știut regulamentul la dumneavoastră, păi dai pe site afișat regulamentul, nu e afișat pe site. Dubla legitimare cred că este interzisă peste tot. Peste tot, nu e bine, dar nu știa, el spunea că de ce a luat nu știu câte etape. Domnule, a luat pentru că așa considera comisia. Poți să faci și apel la comisia de apel. Eu fac apel încă o dată la acești domni primari care investesc și eu am toată stima pentru ei. Dom'le, terminați cu aceste sume exorbitante. Sunt echipe care dau sume exorbitante. Nici la Liga a treia nu sunt... Hai să zic, sunt foarte multe echipe de Liga a doua care sunt la un pas de colaps și joacă pe prime modice, pe salarii modice. Și am ajuns la Telorman, pe acest mercenari, care vin și strică calitatea fotbalului. Și de-aia nu putem să progresăm cu echipele noastre. Și de-aia nu avem copii, cum ați spus, care n-ajung la nivelul Ligii 4, Ligii 3 și mai departe. Pentru că vin acești mercenari, le ia locul, normal că sunt mai talentați,
și iau și o cantitate mare financiară de bani. Și atunci, unde e calitatea noastră? Pentru ce facem fotbal? Să aducem jucători. Se vor termina banii, se va termina și fotbalul și teama este că vom avea arăși un recul, ca acum 10 ani când era așa un fel de Bosnia, Herțegovina pe aici prin fotbalul, prin fotbalul județean. Domnule președinte, 5 minute mai avem. Ce să vă mai întreb în astea 5 minute cu arbitrajul? Da, pe scurt, așa, știu că eu am făcut o invitație pentru domnul Răceală, următoarea emisiune să sperăm că îl vom avea și aici. Au fost foarte multe etape în care s-a arbitrat din afara județului. Cum vă explicați chestiunea asta? Se feresc echipele și în special Sporting Turnul, asta mi se pare foarte tare. Sporting Turnul e un exemplu negativ în acest sens, pentru că haide să ducem lucrurile pe făgașul normal. Păi nu trebuie să fim răi, trebuie să fim realiști, nu răi. La Sporting Turnul Măgurele, în conducerea clubului, este fostul președinte al Comisiei Județene de Arbitri. Înseamnă că știe ce a lăsat. Și atunci eu vă întreb și întreb pe toată lumea, domne, iar e de vină că aducem arbitrii de afară, de vină? Păi dacă dumneata ce ai cultivat 8 ani de zile prefer să aduci arbitrii pe eu, îți spun că sunt arbitri în județ, chiar dacă îl cheamă Ochia sau cum îl cheamă, sunt cu mult peste valoarea unora aduși din alte județe, că n-am putut mereu să aducem arbitrii de Liga 2, de Liga 1 sau de Liga 1 nici nu mai vrea Comisia Centrală să ne dea. Am făcut cerere la pentru meciul Alexandria cu Turnul și n-au vrut. Ne-a dat și am făcut până într-un, prin diverse tertipuri am găsit o brigadă de Liga 2. Dar nu mai vrea să dea arbitri de Liga 1, că ăștia pot arbitra și la Liga... Mi se pare și aiurea să vii la Liga 4, și atunci, să cerem de și la atunci Liga 1. Să cer etapă de etapă. Păi Turnul Măgurele, făceam un calcul mai devreme noi, că din 15 etape a jucat 8 etape cu arbitrii aduși din alt județ. Și atunci, ce a făcut domnul Nițu 8 ani de zile? Eu zic că eu palmă pe obrazul lui Nițu, în primul rând. Eu am tot respectul pentru Nițu. Eu m-am înțeles foarte bine, dar chiar așa să nu poți să fii arbitrat. La meciul cu Zimnicea, vă dau câteva exemple. Deci nu poți să fii arbitrat. Eu înțeleg, există un derby în campionatul județean și e normal să fie așa. Dom'le, și ai pretenția să fii arbitrat de o brigadă echidistantă și care să nu fie cunoscută nici de unii, nici de alții. Da, domnule, sunt de acord, e un meci. Hai maxim două. Dar nu poți să joci cu o echipă ca Zimnicea, ai pretenții la promovare. Și acum toată stima pentru domnul Rafini s-a supărat că am făcut eu afirmația că echipa nu este o echipă de valoare. Mă rog, eu am spus ce am văzut la meciul cu Brânceni. Mi s-a părut o echipă modestă. Eu am făcut afirmația, mă rog, așa, între câțiva oameni pe acolo care erau, am spus, doamne, nu e o echipă care să impresioneze. O echipă care, părerea mea, că dacă nu se întărește cu 4-5 jucători în iarnă, șansele sunt foarte mici la baraj. Am spus-o și o spun, îmi mențin această părere, nu sunt antrenor, sunt om care urmăresc fenomenul fotbalistic și dacă l-am supărat domnul Rafin, e treaba dumnealui, eu am spus doar ce am constatat. Și să ceri echipă care vrei promovare, echipă care investești o grămadă de bani, destul de mulți, în salarii, în condiții, în tot ceea ce a făcut domnul Rafin acolo, toată stima pentru dumnealui. Să nu poți să joci la Zimnicea, o echipă de locul, cât este? Udurea Zimnicea. E greu. Este pe locul 10, da? Zimnicea. Este pe locul 10, da. Pe locul 10 Zimnicea. Să nu poți să joci la Zimnicea cu o brigadă din județul Telorman. Și pentru mine este foarte... Eu îmi pun un mare semn de întrebare. Păi vrem performanță, da? Eu nu știu, arbitrii nu sunt mai slabi decât categoria în care joacă și Turnul Măgurele, și Brânceni, și Alexandria. Asta fără îndoială. Până la urmă, sunt câteva meciuri la care sunt multe suspiciuni. Unele nu mai avem nici timp și nu e nici loc, că nu am dovezi. Dar sunt multe suspiciuni pentru cei de la Turnul că sunt influențe ca unele echipe să joace mai cu spor și cu mai multe antren împotriva lor pentru a ajuta într-un fel sau altul contra candidatul. Pentru pregătești, că e nou venită. Când te pregătești pentru un obiectiv de genul ăsta, că vrei să joci în Liga a treia și îți dorești cu adevărat și la banii care i-a investit domnul Rafini, e clar că își dorește și foarte bine că își dorește lucrul ăsta și e normal să avem și asemenea dorințe din partea și să vede că vrea, ce să mai. Nu e, sunt județe în care de ani de zile n-a promovat niciodată în Liga a treia, dau baraj an de an și n-au promovat niciodată pentru că nu vor. La noi se vrea, e un lucru extraordinar. Dar în același timp trebuie să accepți, domne, accepți regulile competiției de aici. Să aduci mereu brigăți din afară, din afară. Da, e problema dânșilor, am respectat-o, am adus brigăți din afară. Nu facem rabat la așa ceva, dar parcă o nu echipă știu. Realistă, dă, totuși, sport dă o palmă imensă atât celui care a condus fotbalul, arbitrajul județean 8 ani de zile, cât și arbitrajului în general, pentru că sunt arbitrii, v-am spus, valoroși, care pot oricând poate oricând să conducă jocuri la nivel, la acest nivel. Și nici echipele nu sunt de o valoare extraordinară. Nu trebuie să ne ducem că Turnul Măgurele ar fi o echipă de Liga 2. Echipă de Liga 4 și să dea Dumnezeu să promoveze, să dea Dumnezeu să meargă la baraj, să-l câștige și atunci apreciem valoarea și îi felicităm pe domnii de la Turnul Măgurele.
Îi felicităm toți competitorii care au rămas până la finalul turului în competiție. A fost o toamnă fotbalistică la nivelul Ligii a 4-a, extrem de interesantă. Nu neapărat în primul rând prin calitatea jocului. A fost până la un moment dat tensiune pentru prima poziție care a asigurat titlul de campioană de iarnă. Lucrurile s-au elucidat. Vom avea un campionat interesant din punct de vedere, din simplu fapt că va fi absolut neinteresant din primăvară, pentru că nu mai retrogradează nimeni. Corect. Nu mai retrogradează nimeni și turnul e practic campioană. Se pregătește probabil prin meciurile oficiale pe care le are la dispoziție doar pentru baraj. Doamnelor și domnilor, am vorbit de Liga 4. A fost o plăcere, domnule președinte, să vă am alături. Ne mai vedem la finalul turului de returului de campionat, pentru dacă că mă invitați, cu toată plăcerea. Eu vă invit cu siguranță, să știți, agenda dumneavoastră așa spune, la finalul fiecărui tur de campionat veniți, faceți turul televiziunilor. Domnule președinte, mulțumesc încă o dată. Sărbători fericite, pentru că s-ar putea să nu ne mai vedem anul acesta, să ne vedem cu bine la finalul returului de campionat, la finalul campionatului, cu Festivalul Fotbal Euteroman, cum v-am obișnuit. Mulțumesc pentru invitație și ori de câte ori vin și cu toată plăcerea în studio, pentru că sunt anumite momente în care trebuie să venim și să spunem ceea ce se întâmplă în fotbal. E normal și firesc să fie așa. Doamnelor și domnilor, a fost Sportul Special, o analiză a campionatului județean de fotbal. Au rămas ligile a 5-a și a 6-a. Vom discuta și despre ele în întâlnirile noastre viitoare. Bogdan Curuță vă mulțumește pentru atenție. Rămâneți cu Media Sud, urmează știrile. Ne vedem și pe sportsud.ro. Toate bune!